Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să fie foarte atenți în această perioadă când este tot mai des întâlnit fenomenul de ceață. Este necesar să se circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă cu mare atenție. Este foarte important ca oglinzile retrovizoare să fie reglate corespunzător. De asemenea, luminile de întâlnire ale autovehiculelor trebuie să fie aprinse în timpul zilei pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. Pe timp de ceață este interzisă depășirea, care este cea mai periculoasă manevră. Pietonii, bicicliștii și căruțașii trebuie să fie conștienți de faptul că pe timp de ceață sunt mai puțin vizibili în trafic. Oamenii legii le recomandă pietonilor să evite deplasările pe partea carosabilă, iar atunci când sunt nevoiți să o facă, să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii reflectorizante, să se angajeze în traversarea străzii doar prin locuri special amenajate, marcate și semnalizate corespunzător și numai după o temeinică asigurare.